victoriei cu Adriana Nedelea la Europa FM. Vă salut, suntem în direct și pe pagina de Facebook Europa FM. Ne puteți vedea așadar în studio, în direct, salutări tuturor. Aproape 3 săptămâni de război și firește că ne întrebăm cum arată Ucraina. Oare cum o fi să fie acolo pe viu, căci imaginile le vedem zilnic? Cum arată Ucraina la aproape 3 săptămâni de război? Cum arată lumea? Cum suntem noi la aproape 3 săptămâni de război? Negocierile ruso-ucrainene, ne întrebăm dacă vor reuși într-un final să aducă liniștea, să aducă pacea. Am avut și astăzi negocieri fără rezultat, înțeleg că vor fi reluate mâine. Cum poate ajuta România și cum credeți că a făcut-o până acum? Cum schimbă lumea războiul acesta? Vă așteptăm în direct cu noi. 0372069599 este numărul de telefon pe care îl puteți apela pentru a intra în direct cu noi în această seară în Piața Victoriei la Europa FM. Iar în studioul nostru este domnul Rohovei Paun, este însărcinatul cu afaceri al Ucrainei în România, conduce misiunea diplomatică a Kievului în țara noastră. Domnule Rohovei Paun, bună seara, mulțumim tare mult pentru că ați acceptat invitația noastră. Vă salut și salut și ascultătorii dumneavoastră. Cum suntem? La aproape 3 săptămâni de război, v-aș întreba pentru început ce se întâmplă cu oamenii care fug de război, care vin în România. Cum arată ultimele cifre, ultimele date pe care le aveți? O să vă spun următoarele. La 3 săptămâni de război suntem foarte obosiți. Dar în același timp suntem foarte entuziasmați și hotărâți pentru a nu permite nici într-un caz ca să ne fie strivită țara de acești demenți care în secolul 21 nu mi-am închipuit niciodată că se va putea întâmpla o astfel de tragedie unde mor copii, unde mor mame gravide, unde mor oameni civili în urma atacurilor fără milă a regimului fascist al lui Putin. Și credeți că negocierile acestea, care, dacă nu mă șel, e a patra rundă de negocieri, vor aduce într-un final pacea? Se poate ajunge la o înțelegere rațională, logică, cu Rusia, cu Vladimir Putin? Uitați-vă, am avut câteva runde de astfel de negocieri. Practic, aceste negocieri au demonstrat încă o dată, prin fapte concrete, că Rusia lui Putin, regimul lui Putin, trăiește într-o altă realitate. Putin e o personalitate care se oprește numai atunci când este oprit. Înțelege numai limbajul forței. Și acest lucru ne arată și aceste runde de negocieri pe care le avem la nivel de experți. Ei vin cu șantaj, ei vin cu ultimaturi, cu condiții, precondiții și așa mai departe. Noi reieșim din faptul tragediei pe care o avem. Încercăm să facem pas cu pas să oprim acest măcel, această ucidere de oameni civili. La prima etapă ni se părea că se mai fac greșeli cu tragerea de rachete. Deci, dar pe parcurs am înțeles foarte bine. Neavând posibilitatea de a realiza planul care și l-a gândit că în decurs de 48 de ore va ajunge la Kiev și Kievul va capitula, a început să comporte ca un lup turbat, să spunem, îmi cer scuză de folosirea acestor cuvinte. A început să strivească, să nimicească oamenii civili. Cred că urmăriți televizorul, vedeți cadrele cu atacurile, cu rachete. Chiar zilele trecute, deja partea de vest a Ucrainei, care era o zonă liniștită, să spunem așa, au avut un atac cu rachete balistice și a distrus un centru de pregătire a forțelor de grăniceri și unde au murit 35 de oameni, inclusiv și civili care erau împrejur. Au atacat aeroportul din Ivano-Frankovsk, e la câteva sute de kilometri de graniță cu România.
Deci se întâmplă ceva, ceva strașnic, care nu un om, să spunem, normal, nu poate da lămuriri. În același timp, faptul că nu și-a putut realiza planurile care le-a avut, deci să ocupe Ucraina în câteva zeci de ore, ei au întâlnit o repostă foarte mare, atât din partea armatei Ucrainei, forțelor armate ale Ucrainei, care, datorită partenerilor noștri occidentali, aliaților noștri, inclusiv și a României, a creat o bază extraordinară de bună de pregătire pentru astfel de, pentru a riposta la astfel de atacuri. Faimoasa armată, să spunem așa în ghilimele, a Rusiei, prezentată prin fanteziile lui Putin, a demonstrat faptul că într-adevăr nu e atât de faimoasă, dar e foarte slab. Fac lucruri foarte urâte, foarte făse. Neputând face față luptii cu armata, atacă cu rachete balistice oamenii civili pentru... Nici nu pot înlămuri pentru ce? Pentru a-i nemici, pentru a-i strivi. Ținând cont de faptul că nu pot înclina Kievul spre o capitulare, încearcă să distrugă poporul. E un genocid, de fapt. Aveți ultimele date acolo despre numărul oamenilor care au trecut prin România, numărul refugiaților și date despre pierderi, pierderile militare, și o să vă rog să ni le dați. Pierderile militare, o să vă spun despre pierderile militare ale rușilor, că acest lucru este foarte important și demonstrează la ce nivel înalt primesc această ripostă. La etapa actuală, chiar sunt ultimele date care le am oficiale de la Ministerul Apărării al Ucrainei. Au pierdut până în ziua de astăzi 12.000 de soldați ruși. Practic, n-au pierdut zeci, câțiva ani în Afganistan atât, nu au pierdut practic într-un an cât au luptat împotriva Ceceniei, atâți oameni cât au pierdut în câteva săptămâni în Ucraina. 77 de avioane au pierdut, 90 de helicoptere, 389 de tancuri, 60 de blindate, 1249, din instalații de artilerie, 150, mașini, sistemul Grad, 64, mașini, vehicule blindate, 617, 3 nave maritime au pierdut. Deci pierderile sunt la ei foarte mari și acest lucru este datorat inclusiv și faptului că soldații lor, chiar cei care sunt luați în, ca prizonieri, demonstrează că au un psihic distrus. Mulți din ei nu erau pregătiți pentru așa ceva. Că li se spunea că vor veni în Ucraina și vor fi întâlniți cu flori. Vorbeam înainte de a intra în direct despre, și spuneați dumneavoastră că n-ați vrea să le numiți încă abuzuri, dar primiți niște semnale la ambasadă, da, și aș vrea să ne detaliați anunțuri făcute pentru refugiați de a merge în diverse alte țări, nu se știe pentru ce, de ce, dar că rezolvăm noi actele, nici nu trebuie să aibă acte. Dacă ne referim la problematica refugiaților din Ucraina, aș vrea mai pe larg. Sigur. Și o să trec și la subiectul care l-ați spus dumneavoastră. În primul rând vreau să aduc sincere mulțumiri statului român, conducerii României și societății civile aparte. România e un stat vecin cu noi și a demonstrat prin fapte concrete că este un adevărat vecin și prieten. Practic, granița cu România, la ziua de astăzi, din Ucraina, au trecut-o în jur de 400 și ceva de mii de oameni. Știm că România a anunțat anterior că ar fi capabilă să primească în jur de 500 de mii de refugiați sau oameni care au nevoie de asistență. Majoritatea oamenilor care vin din Ucraina sunt femei, copii, fiindcă bărbații cu vârsta între 18 și 60 de ani, când e anunțată starea de război, sunt obligați să rămână
acasă. Centrele logistice care sunt create la toate punctele de trecere a frontiere sunt foarte bine organizate, oamenii sunt direcționați spre cazare, spre ajutoare, sunt foarte multe facilități care oferă statul român gratis pentru acești oameni. Nu le enumăr pe toate, dar să știți că e foarte bine organizat și foarte bine pus la punct. Ei bine, în cazuri ca acestea, apar și multe tendințe negative. Da, într-adevăr, dumneavoastră ați menționat, s-au semnalat câteva cazuri. Eu nu le-aș putea spune cu siguranță că sunt niște cazuri de rea voință, dar inclusiv și la ambasadă am fixat câteva apeluri a unor grupuri de oameni care se interesau dacă s-ar putea să strângă niște grupuri pentru a le duce în străinătate, pentru a le oferi joburi în străinătate. Femei. Major, nevoie de femei. Fiind vorba de femei, da, într-adevăr, că cea mai mare parte din refugiați chiar și sunt femei. Exact. Ce m-a mirat și ce m-a pus pe gânduri este faptul că au zis că, indiferent ce acte au, vor putea călători peste hotare în țările terțe. N-aș spune că astfel de cazuri sunt în masă, dar au fost câteva... Dar au început să apară. Au început să apară. Și aici, dacă îmi permiteți, aș apela la concetățenii mei care se află pe teritoriul României să fie foarte atenți. De fapt, cei care au pașapoarte biometrice și care au acte de călătorie în străinătate, ei pot călători în state terțe, dar cei care au intrat cu acte interne, să spunem, cu buletin, cu altele acte care identifică persoana, pot staționa pe teritoriul României. Și guvernul României le oferă foarte multe oportunități, începând de la asistența medicală, în mare parte gratis, și terminând cu faptul că guvernul României a oferit posibilități pentru acești oameni de a se angaja, de a munci. Au dreptul pe parcursul a unui an fără viză, fără să rămână să muncească. De asta aș apela la toți, încă o dată, concetățenii mei, să fie foarte atenți și foarte prudenți la astfel de propuneri. Oamenii sunt, din punct de vedere psihologic, stresați. La prima etapă nu înțeleg ce se întâmplă. Mulți nu înțeleg, le pare că e ok, da, ne oferă un job, să spunem, în Spania sau în Turcia sau undeva. Apelez la toți să fie foarte prudenți, foarte atenți la astfel de cazuri. Eu am menționat un caz, două, care s-au adresat chiar la ambasadă. Nu pot spune, poate era și de bună credință, dar faptul, m-a pus pe gânduri faptul anume că, indiferent ce acte au, noi le organizăm plecarea peste hotare. Practic nu e un plan sau nu e detaliat planul. Nu e detaliat plan. Nu înțelegi toate informațiile. Unde merg cei mai mulți? Cei care ajung în România, unde se duc? Se gândesc să rămână aici, în România? Aici aș vrea să menționez. Deci aceste centre logistice care au fost create de guvernul României, am spus că sunt în județele de frontieră. E județul Suceava, județul Tulcea, Maramureș, Satul Mare, unde sunt punctele de trecere funcționale. O mare parte din cei care rămân aici, și vă spun din suma asta, sunt niște date statistice ale Ministerului de Interne ale României. Nu le spun cu exactitate, că ele se schimbă de la minut la minut. Dar, v-am spus, 400.000 s-au fixat că au intrat în România. Cea mai mare parte pleacă peste hotare. În România staționează undeva în jur de 100.000, poate și greșesc, poate sunt altele date, dar datele care le-am avut, de exemplu, ieri seară, era în jur de până într-o 100.000. Undeva 100.000 de oameni care s-au staționat aici. Deci acești oameni, conform planului de primire, să spunem, a refugiaților din Ucraina aici, sunt repartizați. O mare parte sunt asigurați de către statul român cu cazare, mâncare, o altă parte singur își asigură cazarea
că au fost nevoiți să plece toți și cei cu o stare materială și mai slăbuță, dar au venit foarte mulți din cei care au o stare materială foarte bună și pot să-și închirieze sau chiar să cumpere ceva în România. Din Ucraina ce vești vă vin? Cei care au rămas acolo, cum stau la capitolul pâine, apă, mâncare, provizii, alimente? Probabil cunoașteți, România, Polonia și Slovacia sunt create niște hub-uri, cele mai importante hub-uri de transmitere a ajutorilor umanitare în țările noastre prietene, Uniunea Europeană. Prin aceste hub-uri se transmite în Ucraina, în regiunile și în zonele de frontiere și în Ucraina sunt și create niște centre logistice care, în coordonare cu organele centrale de putere a Ucrainei, transmit aceste ajutoare acolo unde este nevoie. Practic, la etapa actuală, acest mecanism lucrează foarte bine, foarte bine, aș spune, în situația în care ne aflăm. După cum arată practica în altele conflicte, e foarte tragic. Aici e o organizare extraordinar de bună. Clar lucru că nu ajunge la timp unde trebuie. De exemplu, mai ales acele teritorii care au fost distruse complet, Mariupol. Au fost câteva, necătând la aceste negocieri despre care vorbim. Noi am pus un accentul principal pe coridoare umanitare în acele zone unde au fost practic distruse și sunt înconjurate de ruși. S-au organizat câteva convoiuri cu ajutoare umanitare spre Mariupol, în care două au fost atacate cu rachete. E foarte greu, foarte greu. Prin aceste coridoare umanitare totuși am reușit să evacuăm o mare parte de oameni care au rămas acolo, care erau duși la disperare. Erau într-o stare gravă, foarte gravă. De asta ajutorul care îl primim inclusiv de la România are o importanță foarte mare pentru Ucraina. Cum rezistă Ucraina? Nu putem să nu ne întrebăm asta. Președintele Zelenski declara recent, acum câteva ore, trebuie să rezistăm și să luptăm pentru a câștiga, pentru a ajunge la o pace pe care ucrainenii o merită, o pace corectă cu garanții de securitate. Rezistăm și vom rezista până la ultima picătură de sânge. Chiar dacă vom fi ocupați complet, să știți că lumea o să riposteze continuu. Spunea președintele, Kievul va fi ocupat dacă noi toți vom muri. Da. El are dreptate. Așa va fi. De unde forța? Probabil de la Dumnezeu. De la dragostea de locul natal. Eu nu știu, dumneavoastră ați fost în ultimii ani în Ucraina sau nu? Nu. Oamenii de acolo sunt foarte mult seamănă cu oamenii din România. Dacă n-ar avea limbi diferite, ați spune că e același popor. Oamenii își iubesc patria, își iubesc locul natal. Oamenii iubesc foarte mult libertatea, democrația. Oamenii iubesc viața. Sunt niște oameni muncitori care nu pur și simplu muncesc pentru leaf. Oamenii muncesc pentru a crea. Știți că Ucraina e un stat multinațional și aceste naționalități sunt o mare bogăție pentru toate naționalitățile care locuiesc, inclusiv românii. Eu am analizat foarte mult situația. O mare parte din români nu au vrut să plece. Sau și-au demonstrat un patriotism extraordinar față de patria, de locul, de țară. Vă pot demonstra ce înseamnă patriotismul nostru, dar să lămuresc prin cuvinte nu prea pot. Cât mai durează războiul ăsta, domnule Rohovei Paun? Până când? Analizând tactica rușilor, am înțeles că ei au
neavând succes de a realiza planul despre care am vorbit anterior, ocuparea Ucrainei și capitularea Kievului de curs de 48 de ore, au trecut la o fază lentă de încercare de a duce oamenii la o disperare. Așteaptă ca oamenii singuri să spună gata, ne predăm. Nu cred că se va întâmpla acest lucru. Nu cred deloc în acest lucru. Ne dorim o pace, ne dorim prosperitate, ne dorim libertate. De asta vom riposta și vom rezista. Celor care pleacă și celor care rămân, ce le-ați spune? Să aibă multă tărie de caracter și speranță că totul va fi ok. Credeți că Ucraina poate învinge Rusia? Cred. Aici nu e vorba de o învingere. E vorba de a obține pace. De a opri acești demenți care în secolul 21 procedează chiar mai multă răutate decât făcea regimul fascist în anii 40. Copiilor, ce le-ați spune, domnule Rohovei Paun? Părinții ucraineni, ce le spun copiilor? Ce se întâmplă la ei în țară? Fie că sunt acolo, fie că au plecat. Ce înțeleg copiii că se întâmplă la ei în țară? Copiii înțeleg ce. Mă uitam la niște cadre copii care povesteau cum explodează bombele sau rachetele. Gândind la faptul că la această vârstă ar trebui să se gândească la jucării, la școală. Copiii înțeleg și cred că le va rămâne în memorie acest lucru și vor fi mult mai tari și ei și părinții. Mulțumim tare mult, domnule Rohovei Paun. Vă mai așteptăm în studioul Europa FM. Multă sănătate și să vină pacea cât mai repede. Vă mulțumesc și eu. Și dacă îmi permiteți, aș vrea să fac sigur pe această cale și un apel la concetățenii mei care se află aici și care speră totuși să se întoarcă acasă la casele lor. Eu cu siguranță știu că se vor întoarce. Apar ultimul timp multe fake-uri, că ambasada e închisă, nu lucrează, nu acordă asistența necesară. Vreau să duc la cunoștință la toți concetățenii mei, ambasada Ucrainei la București lucrează 24 din 24, fără zile libere și duminica și sâmbătă. Toți cetățenii care au nevoie de asistență consulară și ajutorul ambasadei sunt foarte bineveniți la ambasada Ucrainei. Eu înțeleg, vine multă lume, există nervozitate, există stres. Cu multă răbdare și speranță, cu energie pozitivă și speranță spre un viitor mai bun, vom face tot. Mulțumim foarte mult! Vă mulțumim pentru prezența în studioul Europa FM. Vorbim așadar despre cele aproape 3 săptămâni de război care au trecut deja și ne întrebăm cum arătăm noi, cum arată lumea, cum arată Ucraina, negocierile acestea ruso-ucrainene, dacă vor reuși să aducă într-un final pacea și liniștea, și cum poate ajuta România. Cum credeți că a făcut-o până acum, dacă și voi ați ajutat, cum anume ați făcut-o, cum vă schimbă războiul acesta. Vă așteptăm în direct în Piața Victoriei la Europa FM. 0372069599 este numărul de telefon pe care îl puteți apela pentru a intra în direct cu noi. Vreau să vorbim despre cei care au ajutat și despre cei care ajută în continuare. Antreprenorul Ștefan Mandachi a cazat până acum la Suceava mii de oameni care au plecat din Ucraina, mii de refugiați ucraineni, și este acum în direct cu noi în Piața Victoriei la Europa FM. Te salut, Ștefan Mandachi. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc foarte mult pentru că ești cu noi. Cum stați? Câți oameni ați reușit să ajutați, să cazați până acum? Ce vă propuneți? Noi am început să cazăm refugiați începând cu data de 24 februarie. Până acum au stat cazați în camere de hotel, în birouri și în toate saloanele hotelului peste 4050 de refugiați proveniți din Ucraina. De asemenea, am reușit să le facem rost de apartamente, case și să-i cazăm și în
pensiuni pe termen scurt și mediu, aș putea să spun, am reușit să ajutăm, să ajutăm circa 5.000 de refugiați cu astfel de apartamente. De asemenea, în fiecare zi trimitem în jur de 500 de persoane gratuit de la Suceava către Uniunea Europeană. Cei mai mulți pleacă spre Polonia, Germania, Franța, Belgia, cam pe aici acolo se îndreaptă toți refugiații. La noi rămân undeva la 10%, nu rămân foarte mulți și în fiecare zi se schimbă. Așa se explică numărul de 4.000 de refugiați care au reușit să fie cazați până acum la noi, în fiecare seară dormind circa 200-220 de persoane. Cum sunt, Ștefan Mandachi? Ce spun? Ce își doresc oamenii aceștia? Nu putem decât să ne imaginăm cum e să fii bombardat, să riști, să fii împușcat, tu, copilul tău, familia ta. Oamenii ajung în general la noi deprimați și eu nu am remarcat să fie foarte optimiști. Dacă ar fi fost mai optimiști, probabil că ar fi rămas mai mult la Suceava, cu gândul să se întoarcă înapoi, pentru că Suceava este foarte aproape de Ucraina. Ei, în schimb, pleacă mai departe și nu văd un optimism în ochii lor. În general, vin femei cu copii și bunicele. Rare ori văd bunici. Bărbați spre deloc. Au fost bărbați la început în 24 și 25. Acum nu au mai venit deloc bărbați, pentru că nu se mai permite să plece din țară. Mă rog, sunt foarte multe drame. Acum ar trebui să scriu un roman în 4 volume ca să pot să povestesc ce am văzut pe la Suceava. Dar noi încercăm să schimbăm cumva starea de spirit. Asta e motivul pentru care am adus și psihologi și diverse asociații au participat, ne-au ajutat foarte mult pentru că au făcut jocuri cu copiii. Încercăm să le atenția copiilor de la război. În momentul în care ne atingem acest cel cu copilașii și părinții se detensionează, mamele și bunicile. Mă rog, sunt foarte multe cazuri, inclusiv o naștere. A fost s-a rupt apa unei femei și a fost însoțită din voluntari, intrase foarte în panică, a fost însoțită și a născut la spital în circa o oră. Sunt foarte, foarte multe cazuri și avem noroc de echipa din compania mea, dar și de echipa de voluntari. Suntem înscriși 350 de voluntari și în fiecare zi, pe două ture, sunt câte 50 și ziua și seara. Deci facem o echipă extraordinară, totul este foarte organizat pe departamente și lucrurile merg fluid, foarte, foarte bine. Vreau să vorbim despre voluntari. Te rog să rămâi cu noi, Ștefan Mandachi, pentru că ni se alătură și ascultătorii Europa FM. Valentin este în direct cu noi acum. Îi întrebam pe ascultătorii Europa FM cum cred ei că poate ajuta România în conflictul acesta și cum cred ei că a făcut-o până acum România. Ne spunea ceva mai devreme ambasadorul Ucrainei în România că este impresionat de felul în care românii ajută și au reușit să ajute. Imediat refacem legătura cu Valentin. Vreau să-și cer detalii despre voluntari, Ștefan Mandachi. Cine sunt ei? Cine sunt oamenii aceștia și de ce își rup din timpul lor? De ce aleg să facă asta? Da, ca să ajute, dar ar putea să nu o facă foarte bine. Eu vă aud, nu știu dacă nu m-am mai auzit dumneavoastră. Ne aude acum și Valentin. Te salutăm, okay, Valentin. Bună seara. Eu o să mă refer foarte concret la ceva cu care am încercat eu să ajut, respectiv de vreo 20 de ani mă ocup de procesarea dosarelor pentru viza de Statele Unite, în sensul în care ajut oamenii ca să nu trebuiască să treacă prin toți pașii, acte, copii și mai departe. Și am văzut nevoia asta pentru că foarte mulți dintre ei în grupul de Salvați Ucraina sau celelalte grupuri locale în care sunt membru cereau să ajungă la prieteni, cunoștințe, uneori la părinți, deci familie foarte apropiată în Statele Unite. Și am ajutat în sensul în care n-au trebuit să plătească nimic ce ține de alcătuirea dosarului. Uneori am reușit chiar prin donații de la prieteni sau cunoscuți sau colegi să le plătim inclusiv taxa de viză pe care Statele Unite au refuzat să o anuleze, să zic așa, respectiv $160 de persoană pentru a aplica pentru interviu de viză. Câteva zile, respectiv prima săptămână a atacului, a războiului, nu a existat niciun fel de suport, în sensul în care n-am observat nici să mi se răspundă din ambasadă decât faptul că nu putem să nu vă taxăm, în sensul ăsta. Respectiv, de câteva zile a început să apară un flow nou în procedura de aplicare, special dedicat pentru, se spune acolo, Ukrainian Nationals, deci numai pentru cei care vin din Ucraina. Acum, din ce am auzit, ai mei programați de mine încă n-au ajuns la interviu, dar alții pe grupuri spun că toată lumea este refuzată. Nu știu exact de ce. Știu că
ca și refugiat nu pot să inițieze procedura din România pentru Statele Unite. Ar fi fost foarte frumos, nu știu, omenește sau cum vreți să mai spunem, ca măcar acea taxă de viză să le fie iertată, să poată să aplice, dacă sunt refuzați, măcar să fie refuzați, dar nu, imaginați-vă o familie cu 6 copii sau 5 copii, respectiv un adult sau 2 adulți, dacă e mama și bunica, sunt până spre 1000 sau peste 1000 de dolari plătiți aiurea. Urmărim subiectul și urmărim aceste informații. Mulțumim foarte mult, Valentin, pentru că ai intrat în direct cu noi. Ștefan Mandachi, cine sunt oamenii, de ce ajutăm, am putea să n-o facem din diverse motive și totuși, de ce? Tu, de exemplu, de ce ți-ai pus la dispoziție hotelul? Puteai să n-o faci. Nu este prima dată când îl pun la dispoziție, l-am pus în timpul pandemiei, am oferit bunuri și servicii și atunci valoare de peste 300.000 de euro. Eu am o fundație umanitară și cea mai mare parte a timpului dintr-o zi de lucru aloc fundații umanitare acolo. Lumea nu prea știe asta, dar cu asta e ocupația mea principală în ultimul timp. Deci ajută voluntarii, foarte mulți sunt din Ucraina, care vin să-și ajute conaționale, sunt inclusiv antreprenori pe care îi știam de mai demult și care acum s-au transformat în voluntari și au luat vesta pe ei și servesc pe ceilalți ucrainieni. V-am spus, a creat o stare de spirit în Suceava. Acum nu știu cât va dura, dar cel puțin până acum este ceva ieșit din comun. Nu am văzut atâta unitate de foarte mult timp. Lucrurile merg ca unse și sperăm să se încheie războiul, dar dacă nu se încheie, o să mergem în continuare până la capăt și să încercăm să-i ajutăm pe toți, pentru că cei mai mulți dintre noi, cei care suntem acum la hotel, în tabără de refugiați, iubim să ajutăm, cam asta e adevărul. Aveți pentru ei o mențiune destul de importantă, pentru că am auzit comentarii, mă rog, incorrecte. Toate donațiile, tot ce se întâmplă la hotel, susținem noi și nu o să ne scriem pe nicio listă ca să primim suport cu fonduri de la statul român, nu din cauza că am avea vreo adversitate cu vreo autoritate, din contră, ne susținem reciproc și ne-au adus inclusiv refugiați reprezentanțele autorităților, deci ne completăm foarte bine și conlucrăm foarte bine, dar trebuie să subliniez un aspect foarte important. Noi nu facem asta ca să primim compensații, Doamne ferește. Totul este susținut din fonduri proprii, atâta timp cât eu am resurse suficiente și am pot să fac lucrul ăsta fără nicio problemă. Asta voiam să știm, dacă aveți suficiente spații, mâncare, provizii pentru ei. Avem și mâncare și haine, am trimis 10 tiruri până acum în convoi umanitar către Kiev. Am strâns și donații pe mamazemi.ro, facem o campanie de strângere de fonduri ca să-i ajutăm, inclusiv pe cei din Harkov, care au foarte mare nevoie, să vedem ce să construim acolo, ce să renovăm acolo sau cum să-i ajutăm acolo. Care este planul? Ce vreți să faceți? A patra rundă de negocieri astăzi, fără rezultat. Vor continua mâine negocierile ruso-ucrainene. Ștefan Mandachi, alături de noi, încercăm să restabilim această legătură, tragem concluziile. Negocierii au avut loc și au loc în timp ce se bombardează. Adică Rusia bombardează Ucraina, atacă Ucraina și în tot acest timp au loc negocieri pentru pace, pentru restabilirea liniștii. Dar nu putem să înțelegem lucrul acesta. Cum putem dobândi pacea și liniștea dacă violențele continuă, dacă bombardamentele continuă, dacă oamenii continuă să moară, nu mai vorbim de copiii care continuă să moară. Dar există această speranță că vor ajunge la un final fericit până la urmă. Vor aduce negocierile acestea pacea și liniștea. Și încercăm pe final să înțelegem, Ștefan Mandachi, care e planul? Asta spuneam, negocierile continuă în timp ce Ucraina e bombardată. Nu știm cât va mai dura. E posibil să fie o cursă de lungă durată. Ce-ți propui? Astăzi am făcut și noi o ședință și cu celelalte asociații și cu oameni din bordul meu executiv în companie. Oamenii prevăd că această criză umanitară se va lungi. Motiv pentru care noi vrem să edificăm un spațiu în care să găsim cât mai mulți oameni și să putem să-i primim în caz că vor veni în valuri mult mai mari. Eu personal am crezut că de la o zi la alta lucrurile o să se liniștească și o să se facă pace, dar acum nu mai știu ce se întâmplă și ce să cred.
E posibil să vină valuri de refugiați care au o situație materială mult mai slabă decât cei care au venit până acum. Așa spun specialiștii, pentru că ne-am adunat și noi mai multe asociații umanitare și ei, cei care au experiență, au venit inclusiv care au fost în Siria și Afganistan, ei anticipează că ar veni din ce în ce mai mult, cu atât mai mult cu cât la granița cu Polonia am înțeles că sunt bombardamente. Dar nimeni nu știe, noi însă trebuie să fim pregătiți. Nu trebuie de ales acum, pentru că sunt foarte mulți oameni și lumea știe că la noi s-a creat un fel de hub, un centru în care îi primim pe toți cu masă caldă, cu asistență medicală, cu psihologi și cu toată susținerea voluntarilor, inclusiv doctori veterinari care vin și sunt voluntari, pentru că am primit până acum 700 de căței și pisici. Suntem hotel pet friendly și toată lumea știe, inclusiv în Ucraina s-a dus vestea. Deci noi suntem pe baricade și încercăm să ne menținem pe linia de putere, cel puțin ca energie, ca spor. Multă putere de muncă. Și pe voluntari, încercăm să-i motivăm să nu-și piardă din entuziasm. Multă putere de muncă vă dorim. Mulțumim foarte mult, Ștefan Mandachi, mulțumesc, pentru că a intrat în direct cu noi în această seară în Piața Victoriei. Antreprenorul Ștefan Mandachi, care a cazat până acum la Suceava mii de refugiați ucraineni. Nu plecați, rămâneți pe Europa FM în doar câteva momente. Urmează știrile. Rămâneți aici. Piața Victoriei cu Adriana Nedelea la Europa FM.